Salutare și bine v-am găsit! Închisoarea Sighet a fost o închisoare din orașul Sighetu Marmației, județul Maramureș, una dintre cele mai temute închisori politice din România. Imediat după instaurarea regimului comunist în România, au fost încarcerate la Sighet elitele intelectuale, politice și religioase, care prezentau un pericol pentru autoritățile comuniste. În anul 1993, închisoarea a fost dezafectată și transformată în muzeu. În prezent, ea adăpostește Muzeul Memorialul Victimelor Comunismului și a Rezistenței, fiind declarată monument istoric. Închisoarea din Sighetul Marmației, numită și Închisoarea Sighet, a fost construită în 1897, când Transilvania încă făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. După 1945, deportații sau prizonierii de război repatriați din Uniunea Sovietică treceau prin Sighet. În 1948, după ce regimul comunist s-a consolidat, Sighetul a devenit o închisoare pentru oponenții regimului. La început, aici au fost încarcerați elevi, studenți și țărani din Maramureș. În noaptea de 5-6 mai 1950, peste 100 de foști demnitari din întreaga țară au fost aduși la penitenciarul din Sighet. Printre aceștia se găseau miniștri, politicieni, academicieni, economiști, ofițeri, istorici și jurnaliști. Unii dintre ei au fost condamnați la pedepse grele, iar alții au fost închiși fără niciun fel de proces. Majoritatea dintre ei aveau peste 60 de ani. Multe figuri importante ale României interbelice au murit în acest arest, inclusiv liderul Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu. În închisoarea din Sighet, care avea un regim special nu numai pentru cei vii, dar și pentru cei morți, în intervalul 1950-1955 nu s-au întomit acte de deces, iar familiile celor morți nu au fost înștiințate. Actele de moarte ale celor decedați la Sighet au fost întocmite, cu trei excepții, abia în anul 1957. Printre personalitățile închise la Sighet amintim. Între 1950 și 1954, în cimitirul săracilor situat la ieșirea din Sighetul Marmației, la mai puțin de 50 de metri de frontiera română-ucraineană, au fost îngropați fie individual, fie în grop comune deținuți politici a închisorii de exterminare Sighet. Printre cei îngropați aici se numără Iuliu Maniu, Daniel Ciugureanu, Constantinice Brătianu, Gheorghe Brătianu și mulți alți fruntași politici ai României interbelice. Astăzi acest loc este inclus în memorialul victimelor comunismului. Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței este format din muzeul situat în fosta închisoare politică din Sighetul Marmației și Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului cu sediul în București. Memorialul are ca scop reconstituirea și păstrarea memoriei rezistenței din România. Deținuții erau ținuți în condiții insalubre, hrăniți mizerabil și opriți de a se întinde ziua pe paturile din celulele fără încălzire nu aveau voie să privească pe fereastră, iar cei ce nu se supuneau erau pedepsi să stea la neagra și șura celule de tip carceră fără lumină. Într-un târziu, la geamuri au fost puse obloane, încât se putea vedea numai cerul. Umilința și bagiocora făceau parte din programul de exterminare. În 1955, ca urmare a Convenției de la Geneva și admiterii Republicii Populare Române Nonu, a avut loc o grațiere. O parte din deținuții politici din închisorile românești au fost eliberați, o parte transferați în alte locuri, inclusiv în domiciliu obligatoriu. La Sighet, din cei circa 200 de deținuți, 54 muriseră deja. Închisoarea de la Sighet are devenit de drept comun. Totuși, deținuți politici mai apăreau și în anii următori, mai ales în trecere spre spitalul psihiatric din localitate. În 1977, închisoarea a fost dezafectată și a intrat într-un proces de degradare. Fundația Academia Civică a preluat ruina fostei închisori în 1994 în vederea transformării ei în memorial. Lucrările de reabilitare ale clădirii au durat până în anul 2000. Pentru că edificiul vechi de un secol era ruinat și plin de igrasie, a fost nevoie de refacerea fundațiilor, izolațiilor, acoperișului, iar pereții interiori, care oricum fusese revopsi și nu mai aminteau perioada anilor 50, au fost văruiți în alb. Fiecare celulă a devenit o sală de muzeu, în care, urmând acum o ordine cronologică, au fost amplasate obiecte, fotografii, documente, creându-se ambianța și documentația unei săli de muzeu. În anul 1993, Ana Blandiana a prezentat Consiliului Europei un proiect prin care se solicita ca pe locul închisorii să fie creat Memorialul victimelor comunismului și rezistenței, ceea ce s-a și întâmplat în 1994, când Consiliul Europei l-a luat sub egida sa. Memorialul a fost declarat ansamblu de interes național printr-o lege specială din 12 iunie 1997. În octombrie 1998, Memorialul de la Sighet a fost nominalizat de Consiliul Europei printre primele trei locuri de cultivare a memoriei europene, alături de Memorialul de la Auschwitz și Memorialul Păcii din Normandia.